Bună seara din nou, copii de toate vârstele. Iată că ne aflăm la a doua poveste spusă pendelete de bunicuța Pisi. În această seară doresc să vă spun povestea Prințului Călim cel Frumos. A fost odată ca niciodată o împărăție a unui împărat pe nume Iani și a unei împărătese pe nume Maria. Ea se întindea de la munții dragonilor până la magnificul lac de sticlă, înconjurat de flori nenumărate unde locuiau lebedele de argint. Veneau mulți pețitori din toată lumea la castelul lui Iani pentru a o cere de soție pe fica lui, prințesa Marlen, ea era așa de frumoasă încât nu puțin credeau că soarele și luna îi sunt adevărații părinți. Părul ei de aur era împletit cu flori parfumate, iar când și lăsa liber buclele, îi se revărsau până la mișloc. În ochii ei verzi se reflectau bunătatea și gingășia, iar buzele ei trandafirii o făceau să pară o zână. Marlen însă voia să se cunune doar cu cineva, asemenea ei ca bunătate și cinste. Și cum asemenea oameni sunt rari, nimeni nu reușise să o convingă. Într-o zi, un băiat pe nume Călin cel frumos, pentru că era la fel de frumos pe cum prințesa, care auzise și el de fermecătoarea prințesă, se prezentă la castel. Străjerii și boierii au început să râdă văzându că era un pic cam simplu îmbrăcat și să-i spună să facă bine și să plece de unde a venit, ca să nu se facă de rușine. Dar Călin cel frumos nu i-a luat în seamă și ridicându-și semeț capul, merse cu drăzneală în fața împăratului și spuse – mărite împărate, sunt în stare să fac orice dacă binevoiești să-mi o dai pe prințesă de soție. Ei, băiete, răspunse împăratul, dacă ești sigur că vrei să încerci, va trebui să treci trei probe, la fel ca și ceilalți. Trebuie să-mi aduci rubinul dragonului de foc, o bufniță de cristal și un ou de argint ai timp până a pune soarele de trei ori, altfel ți se va tăia capul. Călin frumos, uitându-se în ochii prințesei, de un verde precum smaraldul, rămase vrăjit și răspunse hotărât. Voi aduce tot ce mi-ai cerut, așa să-mi ajute Dumnezeu. Împăratul surâse viclean pentru că își dorea nespus de mult cele trei lucruri, ca să fie cel mai bogat împărat din lume. A doua zi, cum s-au evit primele raze de soare, Ștefan plecă să caute rubinul împreună cu călin cel frumos. Când ajunse în peștera dragonilor, aceștia dormeau profund încă. În mijlocul lor era un dragon mare și roșu a prins, care ținea între gheare un rubin. Călim cel frumos se strecură cu grijă printre dragonii adormiți, atent să pășească ușor decât... ca și un fulg, și ajunse la dragonul cel roșu. Cu o mișcare rapidă, luă piatra prețioasă și o înlocui cu una obișnuită, dar de aceeași mărime. Tocmai pleca când, în spatele lui se auzi o voce ca un tunet. Cine te crezi tu, muritorule, să-mi intri în casă și să-mi iei rubinul? Dacă vrei, îi spuse că frumos, putem să facem un schimb. Dacă mă lași să iau rubinul, când voi ajunge rege, îmi dau cuvântul meu, ca dragonii vor putea zbura oriunde în regat. Nu ca și acum, când sunteți obligați să stați doar în munții aceștia. Am mare nevoie de el, ca să o pot lua pe prințesă de soție. Bine, omule, sunt de acord. Dacă încerci să mă înșel, vom face împărăția ta una cu pământul. Călin cel frumos mulțumit. Care reușit să ia rubinul, porni a doua zi către pădurea neagră pentru a găsi o bufniță de cristal. Bufnițele acestea erau ființe magice, care își aveau cuiburile în copacii cei mai înalți din pădure, atât de înalți încât vârfurile lor se pierdeau în nori. Merse el ce merse, încercând să găsească un cuib de bufniță ciulind urechile cât putea pentru a auzi strigătul lor sfâșietor. Spre seară, când aproape îl părăsise speranța, zări un cuib, iar la baza copacului, în care se afla, aștepta răbdătoare o vulpe argintie. Un nou se clătina și căzu din cuib. Călin cel frumos alergă într-un suflet și îl prinse până să apuce să atingă pământul și să ajungă în ghearele vulpii. Izgoni vulpea și vru să-i dea înapoi oul mamei bufnițe. Cum ținea el oul în mână, acesta se crăpă și din el ieși un delicat pui de bufniță. Îți mulțumesc mult, călin cel frumos, îi spuse bufnița, că mi-ai salvat puiul de la moarte. Știu că ai nevoie de el pentru împărat, așa că ți-l dăruiesc. Este magic, așa cum știi și te poate ajuta la ultima probă. Odihnește-te bine noaptea asta, că puiul meu te va păzi de orice pericol din pădurea neagră. Cu bine. A treia zi, lincel frumos luă puiul de bufniță care peste noapte crescuse cât mama lui puse rubinul într-un săculeț de piele de gât și porni spre lacul de sticlă. Dacă te oglindeai în el, așa cum te ademenea, rămâneai prins în lăuntru lui. Pe lac plutea una dintre gâștele de argint. Penele ei foșneau metalic și se deplasa pe lac ca și cum aluneca pe o gheață fină ca o oglindă. Călin cel frumos se hotărâ să-i vorbească. Gâscă, dragă, dă -mi și mie rogute un ou de argint. Ce vrei în schimbul lui, spunem te rog. La care gâscă îi răspunse, aș dori niște boabe de grâu, că nu pot părăsi lacul de sticlă și mie e foame de sute de ani. Simt că holdele de grâu ale împăratului Iani sunt aurii deja. Merg eu să aduc, îi spuse călin cel frumos bufnița de cristal spuse, te rog să nu te apropii de lac până nu mă întorc și plecă ea. Așa voi face, spuse călincel frumos. Se așeză el lângă trunchiul unui copac și așteptă întoarcerea bufniței. Se făcut târziu și Călin cel frumos se temea să nu apună soarele și să apună a treia oară când se auzi un fulfuit de aripi și boabele de grâu cum cădeau pe suprafața lacului. Mulțumită gâsca îi dădu oul de argint lui Călin cel frumos și acesta plecă în fugă până la împărat. Iată mărite împărate, rubinul de foc, bufnița de cristal și oul de argint. Împăratul, rămas fără cuvinte, nu a avut ce face și i-o dădu lui Călin cel frumos pe Marlen de soție și cu greu și jumătate din împărăție. Călin cel frumos își ținu promisiunea și îi lăsă pe dragon să zboare liber peste tot, începând cu nunta lor care ținu trei zile și trei nopți, la care participară toți locuitorii și toate vietățile magice. Și uite așa au trăit călincel cel frumos și marlen, fericiți până la adânci bătrâneți. Iar eu am încălecat pioșa și vi-am spus povestea, așa. Ca de fiecare dată, pupici cu lipici de la bunicuța Pisi. O noapte minunată tuturor!